120 de copii din comunele Sucevene, Straja și Baia au vizitat Palatul Parlamentului. Sunt elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, cărora deputatul George Șoldan le-a promis în vara acestui an că le va oferi o excursie de două zile la București, al cărei principal obiectiv avea să fie vizitarea clădirii Parlamentului. Alături de elevi au fost primarul Comunei Straja, Mihai Juravle, dar și cadre didactice de la școlile din cele două comune, alături de 12 masteranzi din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava. Întreg, grupul a fost primit de către președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, unul dintre cei mai tineri președinți din istoria Parlamentului. Elevii au pus întrebări și au aflat multe informații despre activitatea celor două camere și despre munca deputaților și a senatorilor. Excursia de la București la Palatul Parlamentului nu a fost doar o recompensă pentru rezultatele meritorii la învățătură, ci și un pas înainte în călătoria educațională a acestor tineri. Fiecare dintre acești tineri are potențialul de a contribui în mod semnificativ significativ la societatea noastră. Tinerii sunt cea mai importantă resursă a României, iar noi avem datoria să îi sprijinim și să îi încurajăm cât mai mult în dezvoltarea lor personală, a transmis parlamentarul Sucevan la finalul vizitei.